județul nostru temperaturile rămân ridicate, iar precipitațiile nu lipsesc. În Târgu Jiu, la noapte, minima va fi de 21 de grade, iar cerul va fi senin. Mâine însă se anunță furtuni cu fulgere, maxima zilei fiind de 30 de grade, iar minima serii de 22 de grade. În Motru, noaptea va fi senină, iar adierile de vânt își vor face simțită prezența. Mâine maxima va fi de 30 de grade, se vor simți averse ușoare, iar pe seară minima va ajunge la 22 de grade. În Bombeș Jiu, temperatura din această noapte va fi de 21 de grade, mâine însă cantitatea de precipitații nu va depăși 2 litri pe metru pătrat. Maxima zilei va fi de 30 de grade, iar minima serii de 22 de grade. Și în Novaș, noaptea rămâne senină, iar minima va fi de 20 de grade. Mâine însă cantitatea de precipitații va fi de 6 litri pe metru pătrat, maxima va urca până la 29 de grade, iar minima serii va fi de 20 de grade. În Rovinar, la noapte, minima va fi de 21 de grade, iar cerul va rămâne predominant noros. Mâine însă, miercuri, va urca în termometre până la 30 de grade, iar minima serii va coborî până la 22 de grade.